Ca urmare a închiderii bazei operaționale din Suceava, Wizz Air a renunțat la rutele din Suceava spre Bologna, Milano-Bergamo, Veneția-Treviso, Paris-Beauvais, Bruxelles-Charleroi, Larnaca și Eindhoven. Au fost menținute rutele Suceava-Luton, Suceava-Memmingen și Suceava-Roma-Fiumicino. Începând cu 30 octombrie a fost introdusă ruta Suceava-Köln cu două zboruri pe săptămână luni și vineri cu plecare din Köln la 14 și 14 minute și aterizare pe Suceava la 17 și 35 de minute și cu plecare din Suceava la 18 și 10 și aterizare la Köln la 19:50. Această rută este valabilă până în 18 decembrie, când va fi transferată pe Dortmund. Din 31 octombrie va fi introdusă ruta Suceava-Milano-Malpensa cu 3 frecvențe pe săptămână, marți, joi și sâmbătă. La începutul lunii octombrie, aeroportul Ștefan cel Mare anunța că destinația din Israel va fi din nou operată de la Suceava, de această dată de către compania aeriană Danair, în regim charter, cu o frecvență de un zbor pe săptămână. În conformitate cu orarul comunicat de către companie, segmentul Tel Aviv-Suceava va fi operat marți seară, iar segmentul Suceava-Tel Aviv miercuri dimineață. Orarul comunicat este valabil până la sfârșitul sezonului de iarnă, respectiv 30 martie 2024.